Salut! Hai să vă arăt o belea cât casa. Deci, pun mâna pe aripă și vedeți cum joacă de jos. Practic, ea nu mai este prinsă nimic jos și aici s-a putrezit. Unde vine prinsă jos e putredă. Aici, deși am reparat eu anul trecut rugina, a reieșit, e singurul loc de peste tot de unde am reparat rugina care a recidivat. Oricum era destul de slabă anul trecut, deci am observat că e putredă pe subchid, a putrezit și mai tare, chiar dacă am curățat eu. Așa că aripa asta nu prea mai e ce să-i faci, chiar necesită o intervenție mai serioasă. În consecință, am cumpărat o altă aripă, cam așa arată. Am pus-o sus pe suportul ăsta, pentru că, din punctul meu de vedere, aici o să pot să o pregătesc și să o vopsesc mai bine. Ea este nouă, deci chiar cu cod de bare, cu tot ce trebuie, deci e absolut nouă. A costat foarte puțin, în jur de 260 de lei, ceva de genul ăsta. Chiar nu merita să merg în dezmembră pentru că îmi cereau vreo 200 de lei, dar nici nu se găsea în culoare și în plus de asta, na, erau obosite. Vine prevopsită, cred că este un grund, nu este chiar o vopsea. Totuși eu ce o să fac? Eu o să mătuiesc grundul ăsta, deși nu e lăcuit, eu o să-l mătuiesc să fiu sigur că vopseaua prinde pe el. Iar pe urmă o să o lăcuiesc și o să o pun pe sus pe mașină. În prima fază o să iau șmecher de 1000 și o să mătuiesc încet cu răbdare toată aripa. N-are ce să se întâmple rău. Doar să o fac aderentă astfel încât să prindă vopseaua pe ea. Probabil ar prinde vopseaua și fără mătuire. Dar nu știu exact ce fel de grunt s-a folosit, așa că eu prefer să mătuiesc, nu cred că fac nimic greșit prin asta. Acum, pentru că știm că va exista sigur aderență, eu o să șterg de praf în prima fază cu alcool tehnic, 50% cu apă. Nu știu dacă se vede, dar ia praful, deci asta e prima etapă. După ce s-a uscat alcoolul, eu o să folosesc în continuare niște diluant nitro și o să mai șterg o dată toată aripa cu diluant nitro. Diluant nitro, la fel, are rolul ăsta de a îndepărta grăsimea, mizeria și alte impurități care pot sta în calea fericirii noastre. Eu o să încep să aplic câte un strat de vopsea, încetul cu încetul, este vopsea făcută după cod. Vopsez la interior, afară sunt circa 23 de grade, cam 20 în interior. Am mutat tot pe jos ca să minimizez pe cât posibil contaminarea cu diferiți agenți, praf, insecte și așa mai departe. Și o să-i dau încetul câte o mână fină. Cam așa arată situația după prima mână. Eu mă apuc să-i dau a doua mână. Cum să vă zic? Să dau 2, 3, 4, 5 mâini până când este acoperită bine. Procedeul este la fel, așa că n-are rost să vă plictisesc.
După ce am vopsit în 3 straturi bara, urmează să-i dau 2 straturi de lac. Ce trebuie să știți despre lac este faptul că lacul se aplică în 2 straturi, trebuie lăsat să se usuce după a doilea strat circa 24 de ore înainte ca să-i faci ceva, să montezi, de exemplu, aripa pe mașină. Trebuie să mai știți că lacul, oricât de bine l-ai da în condițiile astea de garaj, o să creeze o peliculă de acel aspect de piele de portocală, de coajă de portocală, dar nu e o problemă atât de gravă, pentru că și aia se rezolvă ulterior. După ce se usucă lacul, probabil o să și vă arăt cum se rezolvă, dar în condițiile astea, oricum afară sunt în jur de 20 de grade, după cum am spus, îți trebuie 20 de grade când ai lacul și trebuie să fii foarte atent, să fie ud în jur, să nu se ridice praf și așa mai departe. Deci, așa arată aripa după ce s-a uscat 2 mâini de lac. Se observă coaja de portocală despre care vă vorbeam, dar e ceva ce eu am de gând să rezolv. Adică nu o să o las așa. Pe urmă, anumite particule, nu știu dacă se văd aici, aici. Astea sunt particule lipite din aer, de praf, de mizerie. Se mai întâmplă atunci când vopsești în condiții de garaj să se întâmple chestii de asta, pentru că nu ai o ventilație corespunzătoare, plus na, aici e garaj, adică n-am stat nici măcar să iau pânzele de paianj înainte de a vopsi. Dar dacă vrei să iasă mai bine, trebuie să ai un sistem de ventilație. Se poate realiza aici, doar că eu nu vopsesc la modul profesionist. Asta practic e a doua oară în viață când vopsesc. Am mai vopsit anul trecut și acum. Deci nu sunt un vopsitor de meserie, un vopsitor auto. Bine, eu vopsesc cu compresorul, nici nu mai știu, cred că de 20 de ani vopsesc cu compresorul. Diferite chestii, doar că vopsitoria auto e ceva mai gingașă, pentru că mereu există riscul ca să îți curgă. Bun, și hai să mergem mai departe. Deci, haideți să vă arăt cum stă cu adevărat situația. Aici e ruginit, dar din punctul meu de vedere nu asta este problema cea mare. Aici unde se agață se vede, iar uitați-vă aici, deci practic e putredă aripa asta. Eu o să trebuiască să o dau jos, trebuie să dau jos apărătoare de plastic, cred că trebuie să desprind bara, ornamentul ăsta trebuie dat jos și pe urmă să văd unde mai sunt șuruburi și să scoatem afară aripa. Am testat șuruburi, sunt câteva șuruburi, practic, care țin plasticul ăsta și o să o scot încet afară. Uitați-vă aici. Practic, jos nu mai ține nimic aripa. E putredă, ce se face? Deci, ca să înțelegeți, după ce am dat jos apărătoarea, mai avem câteva șuruburi de desfăcut. Avem unul aici sus, vedeți? Acolo. E accesibil. Pe urmă, aici mai sunt două, în capătul ăsta și în capătul ăsta, care se desfac pe deasupra. Și mai avem
Să văd dacă filmez bine. Mai avem prinse de bară, un șurub aici și unul în capătul ăsta. Sunt cu cheie de 10, deci e simplu de dat jos. Eu o să mă ocup să le dau jos pe astea de aici. În partea de sus aici, după cum am mai spus, are pare două șuruburi, unul aici și unul aici. Este doar un singur plastic ce trebuie îndepărtat. Se face rapid și îndeparți practic cele două șuruburi. Pe urmă, trebuie să dăm jos ornamentul ăsta. Normal, cred că e prins cu capse. Deja văd că a sărit. Da, sunt trei capse și avem un șurub aici, care e de asemenea destul de ușor de desfăcut. Am fost nevoit să dau apărătoarea asta ce merge peste chestiile astea de la, peste angrenajele de la motorașul de la ștergătoare, pentru că avem un șurub aici sus. De asta n-am știut, dar uitându-mă la bara cea nouă am observat că și aici este un șurub pe care trebuie să-l dăm jos, că de altfel nu putem să demontăm arifa. Eu continuu să spun bară, i-am spus cred că de vreo două ori până acum bară, de trei ori, dar este vorba de arifa, mă încurc. Nu că înseamnă că nu știu că este vorba despre o arifa. Așa. Și să așez un pic camera și în teorie ar trebui să vină jos. Da. A venit jos. Bun, hai să vă arăt cum arată mașina mea descompletată. Zici că a avut un accident, dar în realitate nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Mă bucur că structura este bună și că nu sunt semne de rugină sau ceva de genul ăsta. Deci totul e ok. Problema e doar aripa. Aripa, după cum se vede, este putredă în totalitate. Nu prea mai ai ce să-i faci, deci chiar nu merita. Am reparat-o eu anul trecut, am reparat-o. Am chituit-o, am vopsit-o, dar uite așa aici. Gaură. Nu prea ai ce-i face. Și mai sunt două șuruburi aici jos, pe care eu trebuie să le desfac. Despre asta nu am vorbit. Trebuie să desfac, să curăț, să văd cum este pragul. Mie mi se pare solid, dar oricum o să-l vopsesc. Păi și-l vopsesc cum știu eu, adică o să dau peste el cu vopsea 3-in-1, pentru că mi se pare cea mai fiabilă pentru chestiile astea. Degeaba am încercat eu alte vrăjeli, dar vopsea 3-in-1 după mine rezistă cel mai mult. Cel puțin în practică, eu asta am observat. O să scot astea, o să le vopsesc, o să le usuc, o să șterg tot fain frumos și pun aripa cea nouă la loc. După cum am spus, am vopsit bucata asta de pravăc și practic cam tot ce vine pe sub aripă. Partea bună e că pragul este destul de solid. O să-l las așa, na. Mașina cât ține, asta e, nu putem împinge la nesfârșit. Ideea e că pragurile încă sunt solide. Eu o să încerc să pun sus aripa cea nouă. Sper să și îmi iasă. Adică să o pun sus, exact acolo unde a fost. Fără să zgâri nimic. Teoretic n-ar trebui să fie prea dificil. E
teorie 1, practica este alta. Trebuie să le găsim locul perfect exact la fiecare. Așa. Pentru că fiecare chestie își are locul ei. Dar, după cum am spus, n-ar trebui să fie foarte dificil. Ar trebui să mă descurc. Bun, am pus-o sus. Acum trebuie să mă asigur că fiecare parte merge la locul ei și mai la capăt să mă asigur că totul se închide cum trebuie. Adică că avem spații egale între ușă și aripă, între capotă și aripă, între bară și aripă, între far și aripă. Eu am pus-o sus și acum o să pun fiecare șurubel plus minus de unde l-am scos. Ca să înțelegeți, am pus aripa provizoriu și acum ce vreau să-i fac practic e să îi reglez fuga și aici și din coace, așa, ca să fie plus minus egală. Practic eu o să mă folosesc de șuruburile astea care sunt pentru reglaj și o să încerc să fac chestia asta. Nu am strâns niciun șurub, am pus toate șuruburile sus, dar de strâns încă nu am strâns nimic, astfel încât să pot face reglajele astea despre care vă vorbeam. Eu am reglat-o plus minus să fie pe cât posibil fuga la fel, pe cât posibil. Deci aici practic era bine dacă mai mergea un pic, dar pur și simplu nu merge. Poate dacă aveam pe cineva care să mă ajute să împing, reușeam să fac mai milimetric situația, dar nu mă stresez, chiar nu sunt motive de îngrijorare sau de stres. Eu acum am strâns toate șuruburile la mână. Deci, ce sunt, ca să înțelegeți, la mână am folosit chestia asta tip șurubelniță și urmează să le strâng cu cheia, după care practic eu pot monta toate celelalte accesorii sus. Am terminat de o montat sus. Ce vreau să rezolv efectul ăsta de coajă de portocală și o să-l rezolv. Deci dacă vă uitați, vedeți aici e blurat și dacă merg mai încolo pe portieră e mult mai clar. Dar ideea e că aripa a venit destul de bine sus, culoarea e aia. Trebuie să mai pun protecția de plastic. Aici trebuie să introduc antifonul ăsta, să văd cum vine. Cam așa va veni înăuntru. Și să pun șuruburile la loc, ceea ce e destul de simplu. Noroc că mai am și ajutoare. Încetul cu încetul e gata. Aș fi vrut să vă fac partea asta cu aripa pe mașina afară, dar plouă și nu știu când o să mai am timp ca să filmez. Eu am terminat cam tot ce era de făcut la aripă. Aripa este sus pe mașină, cam așa arată. Eu sunt foarte mulțumit de rezultat, având în vedere că nu sunt vopsitor, nu sunt tinichigiu. Sunt pur și simplu un băiat care lucră de acasă, în garaj. Deci am pus totul la loc. E totul montat. Fuga asta arată decent, spun eu, pe toate părțile. Culoarea a ieșit foarte bine.
Bineînțeles, lucește poate ceva mai tare decât celelalte părți ale caroseriei, pentru că am făcut operațiunea aia de îndepărtare a efectului de coajă de portocală. Deci dacă vă uitați, nu există efect de coajă de portocală. E doar oglindă, oglinzoară. Dar cum se scapă de efectul de coajă de portocală, o să vă arăt într-un clip viitor. Am filmat, deci o să vină cu siguranță. Eu dacă sunt tot aici, cred că o să aplic ceară pe toată caroseria ca să fie în ton cu aripa asta nouă și să arate bine. Cam asta a fost operațiunea de înlocuire a aripii. Aripa veche este acolo. Din păcate nu mai ai ce să faci cu ea decât să o dai la fier vechi. Dar avem una nouă care a costat 280 de lei, cred. Vopsea a mai avut rămasă de anul trecut, la fel și lac, și practic ăsta a fost tot costul, 280 de lei. Și nu, bineînțeles, câteva ore de lucru. Dar le-am făcut în timpul liber, așa că nu îmi pare rău. Iar mașinuța este gata să iasă pe stradă fără rugină.